Pe Calea Victoriei, la numărul 126, avem întâlnire cu un domn născut pe 2 august 1951 la Băilești. E actor și a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București, promoția 1978. Primul său rol în film a fost Franz Liszt, în Vis de Ianuarie. În anii 80 a jucat atât la Bulandra cât și la Odeon. Dar cariera internațională a început după turneul din 1994, susținut în Marea Britanie cu spectacolul Richard al III-lea, în regia lui Mihai Măniuțiu. A primit de două ori titlul de cel mai bun actor de teatru din România. Din 1995 este președinte al Fundației Cultural-Artistice Teatrul Act, cu care a pus bazele celei de-a doua scene independente de teatru din România. Aici ne și așteaptă, de fapt, Marcel Iureș. Ce mai faceți? Ce mai faceți? Ce mai este de făcut? Asta e întrebare. Ce să mai fac? Am stins reflectoarele pe la teatre. Da. Mai cu seamă la cele ca Teatru Act, adică un loc mic, misterios, în care se întâlneau energii exact din relația cu oamenii de pe băncile din jur, care deveneau tribune cumva și întorceau emoție. Da, frumos. Asta încă ține misterul ăsta și neobișnuitul relației care este opusul celei din cutia italiană. Ești foarte aproape de actor. Iar actorul, vorba lui Marin Moraru, Dumnezeu să-l odihnească, a venit aici, am vrut să-i deschid cu Marinuș. Și mi-a zis, ești nebun? Dar aici nu sunt culise. Vrei să mor de inimă? Cât are spațiu? Câți metri pătrați? 50? 70? Cu publicul tot, vreo 110. Vreo 110. Dar scena, să-i zicem unde suntem noi aici, să-i spunem așa, are vreo 40 de metri, maxim. Restul sunt fără grădene. Distanțare socială, câtă lume intra pe timpuri aici? Să nu mai ziceți la nimeni, chiar peste capacitate, spre 110. Ceea ce, da, aveți ieșiri destule, adică n-ar fi... Nu, mai stăteau pe scări, mai stăteau pe aici, pe jos, pe jur împrejur. Au fost momente când năvăleau studenții. Mie îmi plăcea la nebunie. Au fost câteva spectacole care au devenit un fel de material didactic pentru studenții la teatru. Și cu toată bucuria trebuia să-i și refuzăm pe foarte mulți, pentru că nu mai avem loc să jucăm în spațiul ăsta de aici. Da, e tare diferit spațiul ăsta în raport cu celelalte. Și el încă fascinează, încă stârnește curiozitate, e o bizarerie pentru publicul românesc. Bine, tinerimea s-a obișnuit și pensionarii. De fapt, genul ăsta de teatru există peste tot afară, și la Paris, și la New York, în partea de vest a Broadway-ului, ca să zic așa, e plin de săli mici, care uneori sunt la etajul 5, 7, 8, le cauți greu, le găsești și sunt spații de genul ăsta, în care... E o alternativă... Nu poți să dormi la teatru. Nu, e adevărat. Se aude. Nu, sunt oameni care dorm elegant, dar... Nu, la noi nu. Adică în spațiul ăsta n-am avut oameni care au adormit la teatru, la spectacolele de aici. Dar s-a dovedit că e o alternativă, că oricum e un cuvânt la modă. Dar n-ai spaima irelevanței pentru că tu joci pentru 100 de oameni în loc să joci pentru sala mare de la Național, în fața 600, să spunem? Bărbatul Ginei Patrichi a venit odată, jucam Creatorul de teatru de Thomas Bernhardt, un spectacol, un hit pus de Sandu Dabija cu Vali Seciu, imens actriță, care m-a surprins într-un mod unic. A acceptat, ea avea câteva miori la el și două replici. Și a acceptat să joace în spectacol. Aici, la Teatru Act? Da, aici, la Teatru Act.
cu Costică Drăgănescu, care era hangiu, Dumnezeu să-l odihnească, așa, cu Afrodita Androne, cu Vitalie Bantaș. Acest popor nu mai e capabil să iubească. Nu mai e capabil. Oriunde mergem, numai invidie, ticăloșie, repetiție, da? Numai invidie, ticăloșie, ură! Ură! A venit Bizu să vadă spectacol. Bineînțeles, a venit într-un costum impecabil, cu tresă la buzunar, cu, nu, de fapt, o batistă. El era avocat. Avocat, mare avocat. În sfârșit, după spectacol, a venit la cabină pentru... Vali a adus un buchet uriaș de flori. Pentru mine a adus o sticlă de șampanie. Mulțumesc, Bizu, extraordinar. Și el s-a așezat pe fotoliu în cabină și a zis: dragii mei, asta e un spectacol de teatru național. Ce căutați voi în hruba asta? Ce căutați într-un subsol? Trebuie să vă vadă mii de oameni. Și atunci am izbucnit cu toții în râs și am spus: doar atât ai de reproșat acestui teatru, că e prea mic? Zic, e mai bine, poate părem noi mai mari din cauza asta, că e mititel. El s-a jucat vreo 12 ani spectacolul ăla. Unde ar putea spune că teatrul ăsta e proiecția ego-ului lui Marcel Iureș, care nu voia să fie parte dintr-o echipă a oricărui teatru din România și a trebuit propriul lui teatru. Am mai auzit asta. Și dacă e așa, ceea ce nu e, și dacă ar fi așa, n-am divorțat, ca să zic așa, de școala, de teatru, de cultura, de limba română, al cărui produs sunt. Ele toate m-au format pe mine și la rândul meu am format alți oameni. Cu tot sfatul lui Bizu și cu toată înflăcărarea și regretul lui, i-am dat înainte și au urmat, să zicem așa, valuri de cum să spun, de sânge proaspăt în teatrul ăsta. Au fost foarte mulți tineri care au venit și au pariat pe propriile lor puteri, propriul talent. Au învățat foarte mult să mizeze pe bune, pe cum se poate strânge bani, cum se poate face o echipă, cum se cheltuiesc banii pe care îi strângi. Aveți și postura și de voce, nu mai vorbesc, asta știe toată lumea, sau are toată lumea o părere despre vocea dumneavoastră, dar și impostarea și figura pe care o bănuiești sau, în fine, o poți regăsi pe la vreun nobil italian de prin Toscana. Așa v-a adus natura asta pe scenă, pe ecran. Ziceți asta? Da. Și totuși sunteți născut undeva lângă Craiova. Eu cred că asta deja s-a pierdut undeva într-o istorie pe care sunt convinsă că o purtați cu dumneavoastră. Nu s-a pierdut deloc. Citeam că ați fost prima dată la film la 5 ani și ați văzut Godzilla, e adevărat? La 5 ani, da. La 5 ani. La Craiova. La Craiova, da. La cinematograful Patria. N-am dormit după aia. Un an jumate. N-am dormit singur, bineînțeles. Am dormit, dormeam cu mama sau cu tata, dar a fost îngrozitor. A fost îngrozitor. Și am citit destul de mult și destul de mititel. Pe la 4 ani citeam singur și mai și scriam. N-am reușit decât cu mare, mare greutate, citind mult creangă. Am citit, era un volum, Esopia, unde era viața lui Esop și relația lui cu Xantipa, cu maestrul lui, cu stăpânul lui, după care era povestea lui Alexandru Macedon. Și am tot citit încercând să... Bine,
nu eram eu conștient, dar vreau să scap de Godzilla aia care venea aproape în fiecare noapte să mă mănânce, să mă înghită. Teribil, teribil. Dar cum de v-ați născut la Băilești? Acolo s-au refugiat după ce tata a furat-o pe mamă. Avea și el o casă la Băilești. A furat-o de unde? De la 13 km departare. Interesant. Da. Și așa s-a întâmplat. Eu am fost al treilea copil în ordinea celor patru, care doi au murit și doi au fost în aceeași ordine. Și la doi ani diferență. Dar de crescut am crescut în locul de unde a furat-o tata pe mamă, adică la Fumați. Acolo era la bunicii dinspre mamă. Deci cinematograful era relativ departe, nu era chiar la îndemână. Să zici că prinzi vreo câțiva bănuți și te duci, îți iei bilet nu, și... Nu era departe deloc, pentru că țin minte că erau caravane cinematografice. Mm-hmm. Venea cinematograful în sat. Exact. La sate, cel puțin o dată la două săptămâni, veneau caravane cinematografice pentru culturalizarea maselor. Și am văzut în filmele de război rusești, era o zonă în care ficțiunea părea mai reală decât ce trăiam noi. Era deci rău ciudat. Nu putea fi. Era o evadare bună, rău nu putea fi. Nu, că ne uitam ca la niște crocodili, ca la niște chestii incredibile, pentru că nu mai văzusem film până atunci și nu auzisem cuvântul film. Atunci am intrat în vorbă cu el și era fascinant, mi-a rămas lucrul ăsta, era fascinant reacția sătenilor și a celorlalți copii. Noi mai mult ca spectacol n-am avut niciodată mai mult decât Bâlciu. Era Bâlci. Era celebra țițeiche, care de fapt mașina aia în care te urci și te învârtește, scaunele alea zburătoare. Ea era făcută din lemn, dura 3 săptămâni până o le montau și nu existau încă mașinile alea electrice, ca să ne dăm unii în alții. Deci, ca eveniment, mai sus de Bâlci n-am avut. Sau vremea aia în care se sărba recolta. Și după era Bâlci, mai mult religios. Raj Kapoor. Sau pe Domnul Liniștit. Ce poate fi mai da. Excentric de atât? Și mai bine, mai frumos. Adică te marchează. E, m-am mutat la oraș și am văzut gorila, Godzilla și s-a terminat. Castle. Tanya? I like that. Robert. Moshe agent. Yejavara! I have not found any evidence of your family yet. And with a bloody fingernail, you write on the wall, Jack was right. Cine a pus ochii pe dumneavoastră? Când ați început să faceți rolurile mari? Adică ca să ajungeți Richard al treilea, ați ars multe etape? E obligatoriu să arzi, dar n-am avut niciodată un plan. Adică... La facultate, unde v-ați găsit locul, nișa, drumul? Nu, toate au fost întâmplări. Și spun răspicat, adică răspicat, n-am urmă de îndoială că a fost totul o întâmplare. De altfel... Întâmplarea e esențială în teatru. Și în viață. Și în viață, dar în teatru, mai cu seamă, că din cauza faptului că orice ai face, orice ai plănui, depinde întotdeauna de altcineva. Bine, depinde de mine să respir corect, să respect limba română, să fiu sănătos și să fiu dispus la orice în zona teatrală. Dar întâlnirea cu altcineva, că e regizor, că e scenograf, că e actor, că e muzician, schimbă tot. Schimbă absolut tot. Na.
vorbit. Și ce credeți că a aflat? Gentilomul cel țâfnos e gata să-și piardă capul, dar să nu consimtă. Și atunci, de asta am și spus de nenumărate ori că sunt un om cu mare, mare noroc în viață. În viața artistică și în viața, să zicem, personală, care s-a împletit frumos. Am avut, norocul să am meșter pe Marin Moraru, să-l am rector pe Octavian Cotescu. La vremea aia erau mari actori, profesori, dascăli, care ei fixau programa analitică, programa, nu se cheamă asta, programa de studiu, mă rog. Și acolo erau întâmplări care se adăugau, se completau, sau curățau anumite lucruri din viața noastră de studenți. Acolo am învățat ce înseamnă să ai o familie. Să ai o familie de artiști. Are reguli. Are o etică. Ca la Breslaș. Un om care face potcoave de cai trebuie să știe și despre cal și despre alții care știu să facă potcoave de cai. Care sunt cele mai bune caiele, care e cea mai bună, cel mai bun lignit sau cox, care să-l pune în retorta aia acolo, în cuptor și așa mai departe. De câte ori arunci potcoava în apă, câte chile are calul. Poate nu e cel mai bun exemplu, cea mai bună comparație. Da, lista poate continua. Deci acolo ați avut profesor pe Marin Moraru. Mm-hmm. Și asistenta principală, de fapt, Adriana Popovici, Adriana Marina Popovici. În sfârșit, bine, legenda așa urbană, valabil pentru generații mai purii, să zic, deci mai tinere, ați devenit și datorită legăturii cu Hollywood-ul. A venit un mare, chiar mare, acum e la pensie, s-a retras, Jeremy Conway. El nu era singur, era Jeremy Conway, Van Gelder, în sfârșit. Și, era o companie de impresarii. O companie mică, dar teribil de selectiv așa și eficace. Stabiliți cu legături foarte puternice peste ocean. Uh-huh. Europeni. Londonezi. Da. Așa m-am ales și cu încă un agent la Los Angeles, o agenție tot așa mică. Așa. Green Talents. Da, și a venit aici invitat, culmea, de Ion Caramitru. Și printre altele, Pino i-a recomandat și Richard al III-lea, care era foarte sus în peisajul teatrului de atunci, din anii 90, 93-94. Da. Da. Și i-a plăcut tare. Cum era la vremea aia, am fost undeva la subsolul Teatrului Odeon, unde era o franciză de bar, restaurant, ceva. Am mâncat și mi-a zis dacă nu vreau să intru în cinematografia Occidentului ăsta decadent, împuțit și corupt și plin de bani. Uh-huh. Eu m-am uitat în spate, am crezut că vorbește cu Pino sau cu altcineva. Nu, zice, cu tine vorbesc. Zic, dom'le, dar eu știu maxim 100 de cuvinte pe englezește, incluzând și număratul de la 1 la... Hai să zicem 100. Nu contează, a zis el. Și așa a început. Am primit tot felul de scenarii. Ar fi trebuit să încep un interviu cu un vampir, cu ce a jucat Banderas. Așa. Dar Banderas avea o altă istorie. Nu auzea de Godzilla, habar n-are ce-a pierdut. Da. Dar nu știa el de Godzilla. Așa, și mă rog, am jucat vampirul, nu știu, 40, numărul 40, nu contează. Așa.
Mi-a mai făcut un rol de regizor acolo, mi-a adăugat vreo 3 scene, deci puteai să mă prinzi dacă scădea ceva pe jos. În timp ce căutai, mai puteai să vezi ceva din rolul ăla. Așa, după care am intrat în... a mers din plin recomandarea și mi-am dat seama, nu chiar imediat, dar în 2-3 ani mi-am dat seama ce vrea agentul ăsta de la mine. El vrea să-mi fac o filmografie. Și așa am intrat în Columbia Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer, Universal Studios și așa mai departe. Am lucrat sus. I'd be a bit crowded around here this winter. These are the only battlefields left to us. If a crime has a right to a trial. Come to order, gentlemen. Without this, your client would face a firing squad. You will not allow him to participate. Deci după Hard War, când chiar era foarte sus și foarte bine toate chestia. Cu engleza cum mai erați? V-ați luat ore? Cu engleza da. Am învățat-o de la șoferi, de la cameriste, de la asistenții mei, de la... Bine, rolurile în general erau alese în așa fel încât erați un... Oricum eram un villain, da. Un villain, cum se spune acolo, băiatul rău, cu asta se câștigă mai bine decât cu, cu băieți eroi, răi, cu pozitivii. Așa, dar am reușit în vreo 4 ani, 5 ani să exist, adică să trăiesc în limba engleză pe platou 24 de ore, nu conta. Atunci am avut un moment în care m-am cam speriat, pentru că am început să visez în engleză. Și am zis, hopa, aici nu e regulă. Asta nu e bine. După care, asta, următorul pas a fost că să rămân acolo și să facem milioane. Și am zis, facem milioane dacă vreți, dar nu rămân aici. Trebuia să mă mut cu totul acolo. Și au spus, nu merge așa. Știu. Zic, da. E o planetă liberă. Vin dintr-o țară în sfârșit liberă. Dar relația mea cu agentul, cu agenția a continuat și am avut chiar, cum să spun, ideea pe care ei au acceptat-o și chiar au și urmat-o, să fac lucruri care nu mai au neapărat legătură cu, cum se cheamă, spațiul european, villain, cu oamenii răi, cu băieții răi. Și atunci le-am cerut să pot să fac cu Costa Gavras. Și cred că am câștigat cu toții amenul, nu? Amen a făcut aici. Și a pornit relația, a fost un pic cam zdruncinată, așa, zbicită, pentru că am spus, vreau să fac cu Costa Gavras un film. Se numește Amen sau I Shot. Și răspunsul din interiorul acestei mari industrii, de la Londra, a fost, cine-i Costa Gavras? Ups, am zis, stai un pic. Costa Gavras este un mare regizor, în sfârșit, e grec, trăiește la Paris, una altă. A, zice, o cunosc pe nevastă sa. E interesant.
mercy, Holy Father. Nu e un film de big budget. Zic, dar mă interesează rolul. Ce rol? Trimitem scenariu. Zic, o să-l rog pe Costa să-ți trimite scenariu. Ah, interesant. Interesant, a zis Londra. Ah, chiar ar putea fi o schimbare și o varietate după Heartwork, nu, după Peacemaker și câteva chestii din astea făcute tot așa la Londra, cu BBC. Da, și e interesant, Pius, Papa Pius al 11-lea, nu, al 12-lea, nu contează, zic, e pentru prima oară. Da, e interesant. Dar să știi că nu au bani. Bine, zic. Aveați o relație contractuală atât de directă cu agenția, trebuia să-i anunțați că jucați în orice film. Ea este și acum. Orice producție în care eu folosesc limba engleză... Trebuie să treacă pe la ei. E practic controlată de ei. Uh-huh. Adică negocierile se poartă de... Bine, vă doresc să-i sunați des. E tot ce pot să vă doresc acum, din tot sufletul. Da. Mai ales în epoca asta. Nu mai. Nu, după care eu am avut o experiență cu totul neplăcută, cu un zbor, ultima oară când m-am întors de la Los Angeles, a fost fioros. O mică furtună. Mm-hmm. Da, o coadă de uragan care nu știu ce a mișcat și ne-a făcut așa prin aer și eram la 16.000 de metri și... Da, sunteți un călător. Eu v-am văzut odată cum povesteați că nu există voluptate mai mare decât să te urci la volanul mașinii tale și să te duci undeva. Da. Mai ales acum, fără granițe, așa era acum jumătate de an. Da. Să te duci. Să te duci, să vezi, să poți, să faci asta. Am făcut-o de câteva ori. Da. Și acum nu simțiți cătușele? Nu e nici o cătușă. Nu. Cum ați trăit această perioadă de pandemie? Ca să fiu mai concret. Normal. Cum se trăiește? În noua normalitate, da. O năpastă din asta, o nenorocire din asta. Da. Ea în sine, perioada, cum să spun, a fost plină de amețeală, cum ar veni. Doica asta, care se cheamă statul român, care se pare... multe milioane de țâțe pline cu lapte, cu bani, cu binefaceri, cu mângâieri. Și-a făcut treaba. Și încearcă să o facă mai departe. Relația ar fi simplă. Deci, o vreme suntem dependenți de doică, de stat, de mai guvern. Mai ales un teatru independent ca ăsta. Bineînțeles. Nu. Dar noi nu suntem dependenți de stat. Teatrul în sine nu e dependent de stat, doar în momente din astea de tragedie, pur și simplu. El depinde cumva omenește, etic. Da? El depinde de stat. Noi toți depindem de statul român, că avem un contract cu el. Prin limbă, prin naștere, prin istorie, prin strămoși, prin orice. Și dar... prin faptul că orice guvern, orice administrație este proiecția noastră. Bineînțeles. Și atunci, efortul mare a fost să înțelegem că despre asta e vorba. Acum, să te urci pe un cal și să ieși în piața publică să zici că e inadmisibil, orice ai zice, este inadecvat, cel puțin, ca să folosesc așa. E greșit să folosesc cuvântul ăsta. E și o invitație, pe de-o parte, la o seară de meditație, să meditezi un pic, totuși. Nu mai vreau să aud de el. Tu înțelegi că nu mai vreau să aud de el. Până acum te urmărea cu dragostea aia lui de câine umil, cerșind o privire sau un gest. E, acum domnul umblă ca un om care știe ce vrea, e pe picioarele lui și care... și-a găsit un rost. Tu spuneai că și-a găsit un rost. Uite, că și-a găsit un rost. Spune-mi, el ți-a băgat chestiile cu chimia în cap. Spune-mi. Nu el, bunica, Petru, toate. Care toate? Viața. Ce vezi? Viață? Ce cui reproșează? Ce ne dorim? La ce vrem? Ce ni s-a interzis? Ce ne dorim?
La ce vrem să ne întoarcem? La devălmășia dinainte? La zgomotul infernal? La cum să spun, hărmălaia aia pe care o vroiam toți dat încet? Colegii dumneavoastră vor să joace. Vor normal, public. E în instinct, e în gena actorului, nu? Să joace, să se exprime. Aici e și greutatea. E, nu te mai exprimi. Nici măcar pe internet, nu cred. Pe internet poate fi dat, dacă vreți, o operă video alta decât preluarea de la teatru. Da? Poți crea special pentru asta. Există posibilitatea asta. Doar că cere timp, cere o altă poziționare, cere un alt tip de efort. Faci, practic, o altă specie de operă. Ce relație aveți cu internetul, apropo? Că vorbeam de suprasaturarea informației care îți vine pe telefon. Pierdeți vreme? Era să zic amicală. Nu e. Nu. E o sculă, mă rog, o unealtă din asta, pe care se abuzează. Și dintr-o parte și din alta, adică și noi față de el și el față de noi, internetul, care e o invenție, o drăcovenie, nu e... Dacă tragi... Cum vă petreceți timpul ăsta pe care l-am câștigat toți? Învăț. Am intrat într-un program din ăsta de citit și recitit foarte multe lucruri. Stau mult de vorbă cu prietenii. Citesc chiar mult și fac planuri. În general, mie mi-a priit perioada asta de molcomel, așa de... Nu sunteți singurul și asta da. E periculos. Da. Nu prea ne place să spunem asta public. Știți că public sunt numai disperările. Da, e la modă să fii victimă și să zici jos guvernul, să plece dobitocul ăla, să vină... Nu știu, domne, că nu mă pricep până la urmă, zice unul care vrea să dea jos pe adică. Cine să vină, domne? Zi, dumneata. Păi, mă întreb pe mine? Asta e bună. Să alegem, în general. De ce să-i consider pe toți aceștia vinovați și numai pe tine arbitru? Pentru că eu am în păstrare sănătatea morală și... valorile dreptului semeilor mei. Le voi apăra împotriva tuturor. Dacă ministrul nu mă ascultă, o să mă asculte alții mai mari decât el. Și dacă nici aceia, află că voi spune lumii întregi ce fel de reprezentanță are și ce respect acordă ei legii. Mă voi adresa forurilor științifice. Dar mi-a primit pentru că... Am revenit cumva la calapodul meu de viață. Asta era la felul meu de a viețui. Încet. Ușurel. Nu avem de ce să ne grăbim. Unde să ne grăbim? Oricum, în teatru și în arte e, cum zice Hamlet, pentru nimic. Ați văzut oamenii își pun benere în care spun arta înseamnă muncă. Faptul că nu poți să muncești, te simți... văduvit de oxigenul tău esențial. După mine... E un fel de transfer între pantomima politică, unde niciun personaj nu moare, nu sângerează, nu curge pic de sânge în politică, cultura nu piere. Ea se mai subțiază, dar din alte cauze. Da? Se subțiază pentru că, n-ați văzut, și izvoarele au, cum să spun... debite diferite. Că ostenește pământul, că se mișcă un pic, nu știu ce, scoarță, că abuzează unii de ele, că în loc de oameni beau vaci și catârhi și temir cine de acolo. Sau se negustorește apa. Dar apa nu dispare. Ea nu dispare, n-are cum. Ea e într-o cantitate egală în permanență. Dar... Ca să mă întorc la ce m-ați întrebat, ceea ce ne surprinde și pe mine, greșeala în care am trăit
acceptând, da, toată zarva și tot, toată prefăcătoria, cum să spun, și a consumismului și a vitezei, totul trebuie repede. Nu înțeleg de ce. În teatru trebuie să stai, să lași să se dospească o idee, să dai cu ea de pereți, să vezi ce mai rămâne. E la copacul, cum e cu copacul cu proști. Trebuie să zgâlții din când în când. El, vezi... Ce-a căzut și ce-i sus. Cât mai rămân în copac. Așa e și cu ideile, cu stările. Trebuie să aștepți un pic, să stai să vezi. De unde, unde duce, de unde vine? E clar că suntem puși la macerat. Nu, nu e macerare. Nu? Nu e, pentru că nu murim, nu putrezim în timpul ăsta. Asta e deja și... Păi ne rafinăm. Asta da. Dar asta e vorba lui Jacques Melancolic. Cât e ceasul? E 10. Puh, zice Jacques Melancolic. Acum o oră era 9 și peste încă un ceas e 11. Vezi? Așa, din oră în oră ne pârguim și apoi din ceas în ceas ne putrezim. Vă rog să mă iertați că sunt în culme agitației, domnule consul. De ce este cu dumneavoastră? Aș dori să vă pun o întrebare. Oare cu învoirea dumneavoastră se plimbă în văzul lumii acea tânără fată care și-a găsit azil în casa dumneavoastră cu un om pe care... Un om? Ce fel de om, domnule pastor? Cu un om pe care ea, mai mult decât oricine pe lume, ar trebui să-l evite. Cu învoirea dumneavoastră, domnule consul. Ce, nu știu, pe mine vă rog să mă iertați. Eu sunt grăbit. Trebuie să mă duc la camera de comerț. Nu-i mai sănătoasă viața acolo unde vă spune cel puțin unul dintre vecini, Nea Marcel? Acolo la Comarnic, unde v-ați făcut mica evadare așa, da, urbană? Acolo, da. E lucru care... Bine, prin comparație, venind din București, unde e o hărmălaie generală, construcții, macarale, avioane, ce mai sunt? Poliție, pompieri, salvări de toate națiile, de ce-ți dorești asta ai? Adică găsești singur ceva. Exact. Te duci și te sperii de liniște pe care o găsești acolo. Ce eveniment sonor este... Cum v-ați hotărât să vă luați acolo o bucată de pământ? Nu, a fost întâmplare. O întâmplare, un bun prieten arhitect. Că așa se întâmplă. Lucrurile bune sunt întâmplări, te ia unul de mână și te duce într-un loc de unde nu mai vrei să pleci. Da. Exact. Și fiind un om destul de ascultător, adică mi-ascult nevasta, sunt atent la ea, e vorba lui Moromeu, e de 10 ori mai deșteaptă decât așa. Mine. Mult mai deșteaptă. A zis, ăsta-i locul. Și l-am cumpărat. Bine, la vremea era absolut nimic. 53 de cenți metru pătrat. În România, Comarnic. Când a spus asta în America, au zis, you're a rich guy. Zic, dom'le, asta e situația. Vreți și voi? Da, poți să cumperi tot satul? Zic, da, dar n-am banii necesare. La urma urmei, ce să fac cu un sat întreg? În sfârșit. Și asta vă întrebam, dacă știe lumea cine stă pe acolo? Adică cine e actorul care și-a cumpărat acolo niște teren și a făcut o căsuță? Știe lumea, da. De asta și pot să răzbesc cumva, că mai vin la cosit, mai fac țuică, da, pentru mine. Pentru nu se asortează asta cu dumneavoastră. Cum să nu se asorteze? Nu sunteți un băiat de la țară, oricât v-ați dori. Cum să nu fiu? Nu-s de la țara asta, dar no. Sunt de la țara de la sud. Sunt de la... din Valea Dunării, da. Dar merge. Ne înțelegem. Sunt oameni. Din păcate s-au rărit oamenii acolo, ca și animalele. E iarbă multă, sunt fragi, e mure, smeură, gherghină, cătină. Dar ce nu e acolo? Păi și-ți vine să mai pleci de acolo înapoi în București? Da, dar nu le culege nimeni.
Vacile săracele. Erau 86 când am ajuns acolo, acum 20 și ceva de ani și mai sunt 20. Ați stat și ați numărat vacile care treceau pe uliță? Păi cum să nu ne numeri? Că treceau jumătate de oră. Vacile merg încet, mai mugesc, mai dau din talangă. Da, care aveau viței, își chemau vițelul, viței și dura. Aproape mai mult de jumătate de oră. De ce n-ați vrut să plecați din România? Să-i luați pe dumneavoastră și să vă mutați dincolo. Unde? Peste ocean. Păi ce să fac acolo? Filme. Nici nu m-am gândit. De ce? Deci când v-au pus condiția să vă mutați acolo, nu v-ați pus problema că ați putea să o faceți? Nu. Le-am spus din prima. Nu. Vin oricând doriți, cu drag. De ce nu? De ce nu? Păi de ce nu am făcut eu ce mi-au cerut? Păi asta însemna să stai minim 15, 16, 18 ore pe zi în interviuri, a juca la toate studiourile, la toate proiectele. Așa se fac milioanele acolo. Și fără să ai garanția că faci ceva. Despre asta vorbim. Dar nu asta era problema mea. Problema mea e că aveam un copil de crescut aici, propriul meu copil și ăsta, și teatru. Spui coada pe spinare să te duci să faci ce? Milioane. De ce? E o miză pentru foarte multă lume. Păi da, dar eu aveam 43 de ani la vremea aia. Nu eram un puști. Se alesese pentru mine lucrul ăsta. N-aveam ce să aleg. Aleg între ceva ce am și care are nevoie de mine și ceva care e posibil să se întâmple. Trebuie să fii nebun să alegi altfel. Mă rog, mă dau și eu mare acum. Dar era evident. Nu aveam eu mari judecăți, nu aveam de făcut mari eforturi. Nu aveam la ce să meditez. V-ați gândit vreodată să acceptați vreo funcție publică? Nu. Mi s-a propus, nu. Niciun caz. N-ați fost niciodată membru de partid? Nu ați intrat? Nu. Mi s-a propus. Nu m-am acceptat. N-am acceptat. Deci Hollywood, partid și funcție publică au picat la viză. Nimic. Nu. Nu, e cu totul. E altceva. Înseamnă... Nici nu știu dacă aș putea juca un rol de ceva. De un președinte sau de ceva. De ministru. De ministru. De ministru culturii. Nu. Nu știu cum se face. N-am în mine. Mă mai întreb un singur lucru. Cine a ales numele acesta, Act? Oh, o întâmplare foarte plăcută. Altă întâmplare. Da, da, întâmplare. Din întâmplare în întâmplare. Eram la alcool într-un grup așa, beam, nu mai știu ce beam. Era la mare modă să bei whisky-uri și din astea, gin-uri. Ce lipsise la noi? Prin 94. Că de atunci, noi, după ce practic a fost îngenunchiat, șters Teatrul Odeon, 94, 95 mai exact, am început să căutăm alternativa. Așa, nervoși, mânioși și dezesperați, ne-am trezit într-o casă și un domn, e producător de teatru acum, a zis, tot căutam, alt teatru, multe au apărut, un teatru, alt fel, sub teatru. Alternativă la teatru, că de fapt asta era, da. Că încercam să aducem conținutul underground-ului, care e un concept în sine, e o noțiune destul de vastă oriunde în lume, în materie de teatru și de artă în general, da. Asta, pe românește. Bă, sub teatru, nu merge să-i spunem sub teatru. Teatru de subt, mă rog. Dom'le, dar pe o relaxare din asta, domnul a zis, stai, domne, acolo cine joacă? Actorul.
Deci actorie. Act, adică voi comiteți un act. Am mai băut o sticlă pe chestie, pe Victoria asta, și așa a și rămas. Act. Pe calea Victoriei la 126. Mm-hmm. Sectorul 1. Sectorul 1, București. Da. Să vă fie de bine. Ați împlinit cât? 20 și... Am pornit pe 23. Mm-hmm. 23, da. Păi să da, fiți, de bine. O să fie ok. Mulțumiți și cu întâmplări.